Bună seara, dragi prieteni, l-am alături de mine pe Ciprian de la FMV Spiru Haret. Bună! Bună seara! Ce s-a întâmplat în seara asta? De ce nu ați reușit să înscrieți mai mult? Zic că a fost un joc destul de bun din partea colegilor și a coechipierilor mei. Din păcate, adversarul a fost mult mai bun decât noi, au combinat mult mai bine, au stat mult mai bine în teren și totul s-a văzut în rezultatul final. Având în vedere că sunteți o echipă nouă în această competiție, cum vezi parcursul vostru? Văd că e unul ascendent. Am început cu o înfrângere, am continuat cu o înfrângere, am avut o victorie, acum o altă înfrângere și sper ca de acum încolo să avem rezultate pozitive. Revenind la meciul din seara asta, cum ai descrie cele două reprize? Pot spune că am făcut o primă repriză mult mai bună față de cea de-a doua. În cea de-a doua repriză, neavând schimbări, s-a văzut acest aspect. Colegii au obosit, nu au mai putut să fie concentrați asupra jocului și am cedat terenul în repriza a doua, am primit mult mai multe goluri și asta a fost istoria meciului pe scurt. Pe lângă oboseală, va lipsi și altceva? Câteva schimbări. Dacă aveam 2-3 oameni pe banca de rezerve care să ne rulăm, să se odihnească, cei care au jucat continuu, cred că era mult mai bine. Ai remarcat pe cineva în echipa adversă? Da, au fost câțiva jucători destul de buni. Pe ce pozitiv? Nu am remarcat, pentru că se tot schimbă, devin fundași, atacanți, se rulează între ei și mi-e greu să spun acum, dar au fost câțiva jucători destul de buni în echipa adversă. Multă baftă, vă doresc pe viitor! Mulțumim frumos, la revedere, o seară plăcută! La revedere! Mulțumim sponsorilor noștri, Homa Sport Shop și Cipita. Vă invit să dați like paginii noastre de Facebook, Liga Prieteniei, și de asemenea să accesați site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Vă doresc o seară frumoasă!